În timp ce susținătorii sportului au fost entuziasmați de organizarea competițiilor sportive în capitală, astăzi a fost și un test de rezistență pentru șoferi și pietoni. Traficul pe străzile din centrul orașului au fost sistat, transportul public redirecționat, iar din acest motiv circulația a fost dificilă și s-au format ambuteiaje. Am de ajuns la Buiucani și niciunul nu e, nici autobuz, nici troleibuz, nimic. Ce se întâmplă, nu știu. De cât timp așteptați? De 20 de minute. Și niciun, în direcția opusă merge transportul. Înspre Buiucani nu merge nimic. Cu cât întârzii troleibuzul? Cu jumătate de oră, mai bine de jumătate de oră. Am întârziere. Eu am deja trebuie să fiu la dispecerat la Traian, dar eu deja sunt aici. Ismail. Transport public trebuie să meargă, oamenii duc să cumpere pentru sâmbătă și duminică, să liberi și cumpere ceva pentru dânșii acasă, nu-i așa? Pe strada Ismail, circulația a fost aproape blocată. Unii participanți la trafic, dar și o parte dintre călători, s-au arătat nemulțumiți de faptul că asemenea evenimente se organizează în centrul orașului. Am ieșit din casă, dar stăm în ambuteaj, dar asta este. Bine că nu e în zi de lucru, dar e în zi de weekend. Până acum stau doar pe Ismail, dar în principiu n-am nimic împotriva oamenilor care leargă, este pentru sănătate și este ok. Ei trebuie să găsească un loc undeva în afara orașului să facă maraton. An de an așa ești greșeală, încujura jumătate de Chișinău să ajungă acasă. Sâmbătă și duminică, traficul a fost sistat pe bulevardul Ștefan cel Mare, pe strada Ciuflea, dar și pe viaduct.